Creată în 1896 de către Simion Holoși sau Simion Corbul, colonia de la Baia Mare avea să evolueze continuu, în special după alipirea Transilvaniei la Regatul România. După 1918, colonia devine o destinație importantă în rândul studenților de la Belle Arte din București, creându-se un mediu mixt româno-maghiar, în special pe durata verilor. De multe ori uităm că granițele actuale ale țării noastre sunt relativ recente. Noi, și când vorbim despre perioada lui Mihai Viteazul, tot România spune că e mai ușor. Probabil cea mai controversată remarcă de acest gen este cea legată de Ardeal. Cu siguranță, Baia Mare, în 1896, nu făcea parte din România, lipsindu-i vreo 20 și ceva de ani de la unire. Atunci, orașul Baia Mare se afla încă în cadrul Imperiului Austro-Ungar, iar apariția unor colonii artistice în Baia Mare ținea clar de comunitățile locale, adică de unguri. Da, un exemplu important în pictura transilvană și în Ardeal cel puțin avem o interesantă soluție când nu știm să identificăm clar proveniența cuiva sau a unei influențe culturale. Nu zicem românesc sau nu zicem maghiar, zicem transilvan, că asta zice totul. Și cred că asta este esența culturii transilvane care s-a format din conviețuirea celor trei culturi majore, românesc, săsesc și maghiar. Școala de la Baia Mare este poate una dintre cele mai importante instituții de artă, din punctul meu de vedere, care a existat în România secolului 20. În mod evident, inspirată din școala de la Barbizon, totuși a reușit să devină un adevărat mecanism de diplomație culturală care a atras în România, ani după ani, un număr foarte mare de artiști din întreaga Europa. Mie mi se pare că în societatea noastră contemporană rare ori mai găsim proiecte atât de atrăgătoare care să ne devină un ambasador cultural peste hotar. Interesant este că trebuia să ajungă la Baia Mare, via Sighetul Marmației, locul de naștere, un artist ce lucra la München, Simion Holoși. În bună tradiție românească, în perioada comunistă, i-am tradus numele, zicându-i Simion Corbul, de parcă ar fi fost un nativ amerindian și nu un artist născut în spațiul istoric românesc. Așadar, Holoși, artist cu o identitate socială și culturală complexă, pictor maghiar de origine armeană, românizat în România, dar cu o artă ce îl definește mai degrabă ca un artist german, fiind afiliat școlii de la München, este revendicat astăzi cam de toate aceste națiuni. Simion Holoși se știe, s-a născut la Sighetul Marmației, dar este de origine armenească și a lucrat la München și a făcut la început studiile la München și neplăcându-i totuși metodele de predare ale Academiei Bavareze, își întemeiază o școală particulară. O școală particulară care are efectiv foarte mulți elevi, de altfel vocația pedagogică a lui Simion Holoși este reliefată de toți exegeții săi. Simion Holoși îi îndeamnă pe studenți să vină vara la Baia Mare. Face acest lucru timp de 5 ani și colonia de la Baia Mare se dezvoltă la început prin intermediul peisajului și a manierei plein air pe care Holoși o deprinde cu studenții săi în peisajul fermecător din jurul acestui oraș. Holoși, fiind dintr-o comunitate sau dintr-un orășel unde deopotrivă trăiesc armeni, trăiesc maghiari, trăiesc ucrainieni, trăiesc români. Desigur, pentru el nu era foarte importantă apartenența ei etnică, probabil se simțea bine și comunica cu fiecare mediu. Totuși, el este o personalitate foarte importantă, se consideră întemeietorul școlii din Baia Mare, care putem să zicem că este una dintre succesele culturale comune română-maghiare, chiar dacă nu s-a considerat niciodată ca un produs comun, dar școala din Baia Mare a avut efecte foarte importante și profunde atât în pictura maghiară dinainte de Primul Război Mondial, cât și în pictura românească de după Primul Război Mondial. Celebritatea coloniei avea să o depășească pe cea a profesorului Holoși, căci, după 1901, după ce acesta renunță, colonia băimăreană continuă și devine din ce în ce mai prolifică.
Până la mijlocul perioadei interbelice, colonia se mărește treptat, devenind un pol cultural excepțional, fiind concomitent vizată de coloniști temporari, dar și permanenți, care i-au oferit o identitate proprie. Pornită după modelul marii colonii artistice de lângă Paris, la Barbizon, colonia de la Baia Mare devine mult mai mult, luând chiar o amploare paneuropeană. După 1918 apar și artiștii români și bulgari, care aduc o împrospătare evidentă de stiluri artistice. Ce e interesant la această colonie e că după ce Simon Holoși pleacă, după 5-6 ani, deci la 1901-2, această colonie îl depășește pe cel care o creează. Ea va exista până astăzi, va exista sub diverse forme, va deveni școală, va fi liceu de arte în zona coloniei, va aduce generații și generații de artiști și asta e lucru foarte important, va aduce o sumă eclectică de artiști. Nu avem doar maghiari până la 1920, nu avem doar români între 1920-1940. Avem de la americani, francezi, germani, austrieci, chiar și un bulgar ajunge după 1920. La peste 120 de ani de la apariție, colonia de la Baia Mare a cunoscut mai bine de 3500 de creatori ce au călcat pragul, fiind cu adevărat o instituție ce își depășește creatorul, spațiul geografic, etniile și mai ales pașapoartele. Desigur, pentru mine o să rămână Baia Mare o școală transilvană în primul rând și nu pot să mă gândesc la ea ca o școală maghiară sau o școală românească. Nu cred că asta era important în ceea ce privește Baia Mare. Mai degrabă era important în ce efecte a avut în arta transilvană, câți pictori români, maghiari, sași s-au format acolo. Nu putem să deosebim pe acești pictori niciodată etnic, mai degrabă stilistic. Povestea școlii de la Baia Mare nu s-a oprit în secolul al XX-lea, ci în 2017, la inițiativa Uniunii Artiștilor Plastici din România, în colaborare cu firma de arhitectură Noua Opțiune, s-a realizat o extindere a clădirii originale, astfel încât orașul Baia Mare găzduiește nu numai un loc de întâlnire pentru artiști plastici internaționali, ci are acum și un muzeu de artă contemporană la nivel european.